Legea revine pe agenda Parlamentului și vizează proprietarii de terenuri. Actul normativ prevede o durată minimă de 7 ani pentru următorul tip de contract. Legea aflată în acest moment în stadiu de proiect se referă la o durată minimă de 7 ani pentru contractele de arendă, scopul fiind protecția investițiilor agricole pe termen lung. Prima variantă a proiectului de lege nu a fost constituțională din cauza anumitor motive procedurale, iar cea de-a doua variantă a fost respinsă de Camerele Parlamentului. Acum el a primit raport favorabil din partea comisiilor de specialitate și se așteaptă votul de la Camera Deputaților. Această variantă a proiectului a fost propusă de social-democrați, care au păstrat termenul propus inițial, de minim 7 ani pentru încheierea unui contract de arendă, care se aplică și în cazul în care terenul este vândut, cât și pentru moștenitori în caz de deces al proprietarului. Practic, contractul de arendă poate înceta înainte de termenul minim de 7 ani, doar în cazul în care arendașul nu achită suma pe care o datorează în baza contractului sau dacă se află în faliment. Proiectul specifică și faptul că subarendarea, adică arendarea făcută de arendași, este interzisă, cu excepția schimburilor între arendași. PSD a argumentat că măsurile pe care le propun asigură predictibilitate și permit investițiile pentru a îmbunătăți calitatea terenurilor. Însă proiectul a fost respins la Senat la început lunii trecute. Totuși, au fost primite rapoarte pozitive din partea Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, precum și a Comisiilor de Specialitate ale Camerei Deputaților, care este Camera Decizională. Inițial, legea arendei modificată a fost respinsă la votul final din 9 aprilie 2024 în Camera Deputaților, lipsindu-i numai 2 voturi, dar ea fusese oricum declarată neconstituțională, în forma sa inițială de Curtea Constituțională a României pe 3 octombrie 2023. Relatează România TV. .net